Deși s-au apropiat la un moment dat la 3 puncte de nemțeni, elevii lui Victor Pancu au clacat în momentele cheie ale primului set, cedând cu scorul de 22-25. Fără un om care să finalizeze mingile ridicate la fileu și cu un serviciu care le-a pus de prea puține ori probleme adversarilor, CSM-ul LPS Suceava a pierdut și cel de-al doilea set cu un categoric 12-25. Nemțenii au redus ritmul în ultimul set, fapt care le-a permis gazdelor să conducă pentru o perioadă ostilitățile. Cel mai controversat moment al jocului s-a petrecut la scorul de 20-19, când arbitrul le-a acordat un punct gratuit celor de la VCM Piatra Neamț. Această fază a rupt definitiv partida, ultimele schimburi de mingi fiind câștigate fără probleme de către oaspeți, care au închis cel de-al treilea set la 21-25. După insuccesul care l-a avut la Dinamo în categoric 3-0 și sub 15, mă așteptam ca să fie jucat nu numai cu ambiții, să-și fi pus la punct mai bine organizarea jocului. Bănuiesc că și noi am știut să exploatăm unde trebuie și din cauza asta chiar două seturi au fost relativ ușoare, chiar dacă primul set au venit până în 21. Pe niște greșeli ale noastre, mai ales pe finalizare, setul acesta s-a apropiat de noi, însă partea finală a setului, organizarea blocajului, și blocajul și-a spus cuvântul. În următoarea etapă, programată sâmbătă, CSM-ul LPS Suceava se va deplasa în fieful formației Universitatea Cluj.